că... Este... Am luat unul. Suntem la prima ora dimineții, undeva pe malul Dunării, lângă Cernavodă. Afară sunt în jur de 10-12 grade, o temperatură destul de mare pentru această perioadă, ținând cont că suntem la mijlocul iernii. Deși venisem mai degrabă pregătit pentru șalău, voi încerca totuși o partidă la avat, pentru că am stat câteva minute și am urmărit apa și am văzut destul de multe atacuri de avat, probabil din cauza temperaturii ridicate. Obleții s-au ridicat la suprafața apei și avatul îi atacă. Sper să reușim să prindem astăzi 2-3 pești. Hai să ne apropiem de apă și să vedem ce ne așteaptă acolo. Să și văd săriturile jos aici. O să încerc să mă apropii cât încet pot de apă. Ia să vedem. În fața mea este o fostă stație de captare a apei, dacă nu mă înșel, de pompare a apei, de fapt. Acum pare dezafectată. Ia să facem câteva lansări, să vedem dacă reușim să păcălim ceva. Uite-l! La prima lansare! Uite, un avat la prima lansare. Da, nu e foarte mare. Nu e foarte mare, dar e binevenit. Pare că vom avea o zi faină astăzi. Cam ăsta e avatul. Un avățel micuț. Prima aruncătură? Prima. Bun. Da. Un prim avățel. Hai să-i dăm drumul. Problema e că va trebui să-l arunc de aici de la înălțime. Am început să pescuesc o rotativă numărul 2. O rotativă argintie. Și se pare că am avut inspirație. Hai să vedem dacă mai prinde ceva. Văd că atacuri continuă să fie pe suprafața apei. Uite exact unde aveam eu firul atacat. Hai să vedem, după rotativă nu vine. Mi-a atacat din scurt și nu l-am înțepat. Da, e bine că avem activitate. Vă zic sincer că am venit pregătit mai degrabă pentru șalou aici pe Dunăre, dar văzând atât de multă activitate din partea avaților, m-am reorientat. Pescuind de la o înălțime destul de mare, a trebuit să țin vârful lansetei cât mai jos și să mă linez relativ încet. Astfel, năluca se poate evolua puțin mai jos de pelicula apei. Atacuri încă mai sunt pe apă. Deși nu par să fie avas foarte mari, e bine totuși că mișcă ceva. Hai că am reușit să luăm un avat, am mai avut 2-3 atacuri, e un început bun. O să mai schimb un pic locul. De acolo trebuie să iasă din fața porților, care reușit să mai păcălesc unul la cicadă de data asta. Destul de departe a atacat. A, da, cred că a scăpat. Ai luat? A luat Silviu, da. Cum, am luat amândoi același pește, mă? Am luat amândoi același... Uite, mă, cum vin, mă! Doi, mă! Da. Ia uite! Care e asta? E că asta n-am mai pățit. Îi vin câte 2-3 și atacă, știi? Uh-huh.
Cam asta e. Fratele Geamăn. Hai, fugi. Uite-l. Încă unul. O, ce frumos atacă de acolo, de departe. Ce frumos se simte atacul. Da, aceeași dimensiune. Pa. Sus. Încă unul. Ultimii doi pe cicada au intrat. O cicadă de 17 grame. S-a încălzit destul de tare afară. Cred că sunt undevajul de 15 grade. O să iau o mică pauză. Poate voi mai încerca totuși pe seară câteva lansări. Poate până atunci se mai oprește și vântul, pentru că suflă destul de puternic. Am revenit pe malul apei. Vom încerca aici în zonă câteva lansări. Să vedem dacă mai e ceva activitate. Am mai păcălit unul, da, cred că mai mic de data asta. Da, unul micuț. Ușor așa. Asta e. Tot pe cicadă. O cicadă de 14 grame. Cam asta e cicada și cam asta e avățelul. Un avățel micuț. Hai, du-te înapoi. Folosesc același echipament pe care l-am folosit și în ultima partidă pe care am avut-o la Avat. O lansetă de la Sakura, un Spesis de 5,21 de grame. O mulinetă Dump Quick 7, mărime 3000. Un fir Owner Kizuna de 0,10 mm. Căruia am adăugat un înaintaj de 0,26 de mm, cam 1 metru de înaintaj. Este. Cam mai luat unul. Am mai păcălit unul. Dar mic și ăsta. Să vedem unde este. Uite-l aici jos. Tot o cicadă. Una vată, micuț. Cred că cel mai mic pe ziua de azi. Fugi înapoi și mai crești un pic. Uite-l! Am luat. Asta pare o idee mai frumoasă un pic. Sau mi s-a părut. Cred că mi s-a părut. Da, mă că nu înțepa foarte bine asta. Hai că m-a ridicat până la urmă. Da. Un alt avățel. Frumos. Hai să îi dăm drumul și să mai schimbăm puțin locul. Bun.
Uite-l! Încă unul. Chiar dintre piloni a ieșit. Sus! Opa! Ia uite-l! Aceeași mărime. Hai, fugi! Uite, încă unul. Ce distractiv e. Atât de multă activitate la vară n-am mai avut de foarte mult timp. Ia uite. Toți aceeași mărime. Aceeași mărime. Da. Hai, fugi. Începe să se întunece afară, iar atacurile se răresc din ce în ce mai tare. Ar cam fi cazul să încheiem și noi partida. Am prins un număr destul de mare de vați, chiar dacă nu au surprins prin mărime. Important e că ne-am relaxat câteva ceasuri pe malul apei și am avut destul de multă activitate. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!